страдать, восприятие ситуации не должны быть против. Все чили, которые мы вас убили, наши уже факты были еще утилизации, и чили, которые сунут мои ноги, которые мы не знали, не сунут стабильные в тоталитаре. Cum discuta despre ce este eficacitatea unei metode, care este procentul eficacității, ce este așa numitul indice de fer. Despre categorii de eligibilitate, cele patru categorii de eligibilitate care împart toate contraceptivele în cele care pot fi utilizate în orice situație, care nu pot fi utilizate categoric și așa mai. Și vă vom prezenta cadouri pe care le dați acasă sau aceste cărți, noi le numim instrumentele Organizației Mondiale a Sănătății, și vom vedea cum se lucrează cu ele, cum este mai ușor să căutăm informația în ele, ca să vă puteți orienta mai bine și mai bine. Contracepția este metoda prevenirii sarcinii nedorite la femeile de vârstă reproductivă. Acestea îmi place să numesc contraceptive. Cineva să cunoaște acest lucru foarte bine. În esență, există un mit că cei care primesc în țara în care se administrează mai mult contraceptive, va scădea natalitatea. O țara care dorește să impună pe cetățenii ei să administreze contraceptivele. Menstruațiile la fetițe se încep de la vârsta de 10-13 ani, aproximativ. De acum sunt și excepții, încep menstruația și de la 8-9 ani uneori. O sarcină, o femeie își dorește în lumea modernă, aproximativ la vârsta de 23-24 de ani, sunt și excepții spre 30 de ani, chiar și vârste mai înaintate, cu siguranță, de la vedeți ca exemplu și recunoașteți. Există așa o prăpastie între perioada de 10-13 ani când se dedicează menstruația la o fetiță și vârsta la care din ei va dori un copil de 23-24 de ani, o prăpastie de 15 ani, în orice mai mare, în care femeia nu își dorește un copil, cu siguranță, dar de, să zicem așa, răspunderea noastră a medicilor, să încercăm să o ajutăm ca femeie să rămână sănătoasă în toată această perioadă, ca la momentul în care va dori o sarcină la vârsta de 25 de ani, să poată să o conceapă fără absolut nicio problemă. Și să conceapă un copil sănătos, un copil dorit. Deci în această perioadă de 10-15 ani, ea are nevoie de contracepție. Și numai cu scopul de protecție împotriva unei sarcini nedorite, dar și cu scopul protejării de o boală sexuală transmisibilă. Misiunea noastră este să o ajutăm, să-i oferim contraceptive. Dacă nu este să o convingem, că de convins nu este chiar bine, atunci să-i oferim toată informația, să-i o prezentăm. Și dacă avem posibilitatea, să-i oferim și contraceptive în mod gratuit, dacă face parte dintr-un grup social vulnerabil. Care sunt așteptările pe care le avem cu contraceptiv? Cum trebuie să fie el? Să fie sigur, cu o eficacitate cât mai înaltă, așa? Inofensiv. Cum credeți, domnul doctor, sunt metode de contracepție absolut inofensive sau fără niciun efect advers? Nu știu. Da, dar ne dorim cât mai... foarte corect. Deci să fie cât mai inofensiv. Sau cu un număr de riscuri cât mai mici posibil. Un procent cât mai minim. Așa? Deci dorim să aibă un efect anticoncepțional cât mai înalt, să fie foarte simplu în utilizare, să nu deregleze fiziologia actului sexual, să nu fie complicat de a fi utilizat, deoarece cât mai complicat este în utilizare, cât mai mult deregulează fiziologia actului sexual, probabilitatea că cuțul va utiliza această metodă în mod repetat scade, deoarece nu este cu modul de utilizare. Trebuie să fie cost eficient pentru dumneavoastră, ca manager de instituție, ca să puteți procura, dar și ieftin pentru paciente, pentru cele care își procură contraceptivul din banii proprii. La fel, trebuie să fie o metodă reversibilă, pentru că în momentul în care femeia sau cuțul își dorește o familie sau un copil, să poată opri utilizarea metodei de contracepție și să planifice o sarcină dorită. Eficacitatea este un termen cu care ne-am obișnuit de mult timp. Când vorbim despre eficacitate, spunem că cazul utilizării dispozitivului intrauterin, el are o eficacitate de 99%, ceea ce înseamnă că previne 99% de sarcini nedorite. Ultimul timp și în acest ghid al Organizației Mondiale a Sănătății este utilizat un alt indicator și așa numitul indice Lepera, după renumitul biolog Pena. Acest indice este opusul eficacității. Cu alte cuvinte, vom spune că mai puțin de o femeie va rămâne însărcinată din 100 de femei într-un an de utilizare. Opusul eficacității. Sau, în termeni absolut corecți, eficacitatea dispozitivului intrauterin este de 0,5-0,9 sarcini nedorite la 100 de femei, deci mai puțin de o
privește eficacitatea, există două noțiuni importante, utilizarea tipică și utilizarea perfectă. Acestea fiind diferite. De ce? În cazul instalării dispozitivului intrauterin, aceste două utilizări practic coincid, deoarece utilizarea dispozitivului intrauterin nu depinde de femeie. Când în utilizarea, de exemplu, a prezervativului, există utilizarea perfectă pe care și-o dorește producătorul de prezervativ și de care spune și scrie, da? Cât este această utilizare. Din punct de vedere a producătorului, ne vorbește despre niște cifre foarte mari. Eficacitatea are 98-97%. Pe când noi cunoaștem că utilizarea tipică, aceste standarde oficiale, a prezervativului, duce la faptul că doar 88 de sarcini sunt nedorite, sunt preîntâmpinate la 100 de femei. Sau dacă utilizăm indicele PIER, 12% de eficacitate. 12 femei nu vor rămâne însărcinate, 12 sarcini nedorite vor surveni la utilizarea acestei metode în mod tipic. Tipic ce înseamnă? Așa cum utilizează populația în mod obișnuit, uneori nu derulează corect prezervativul, uneori e la lunică, uneori este păstrat la soare, uneori este folosit după termenul de expirație, uneori este purtat în buzunarul din spate la pantalon timp de 6 luni sau 10 luni. Utilizarea tipică. Cum utilizează populația în mod tipic o metodă de contracepție? Același exemplu, despre aceleași noțiuni putem să-l dăm în ceea ce privește contraceptivii orale combinate. Și o să vedem în următorul slide diferența între utilizarea tipică și perfectă. Producătorul ne spune despre o utilizare, despre niște indicatori în ceea ce privește utilizarea COC. Asta însemnând că femeia bea în fiecare zi, la aceeași oră, pastila, timp de o perioadă îndelungată, timp de un an. Și atunci calculează câte sarcini nedorite survin în așa caz. Deci, este un indicator foarte bun. Însă utilizarea tipică cum este? Femeia, orice femeie obișnuită, din când în când, uită să ia câte o pastilă, cel puțin una de o lună. Din păcate, nu ia pastilele la ora exactă, așa cum îi recomandăm, cel puțin de câteva ore pe lună. Are loc o întârziere de la câteva ore până la 20-24 de ore. Perioada de așteptare sau de pauză de 7 zile, despre care vom vorbi mai târziu, uneori femeile o lungesc spre 8-9 zile, atât timp cât au ele nevoie până merge să-și procure contraceptivul, poate nu găsesc în farmacie, poate nu au suma de bani respectivă, aceasta fiind o utilizare tipică. Și în acest caz, eficacitatea contraceptivului este mai josă. Deci de ce depinde această eficacitate? Depinde de vârsta pacientei, de confianța ei, de înțelegere cum se utilizează corect metoda, dar depinde și de noi, de modul în care îi explicăm cum se utilizează corect metoda. Dacă îi dăm femeii contraceptivul oral combinat în mână, în blister, și ea pleacă cu el fără multe explicații, probabilitatea utilizării greșite este foarte mare. Dacă o conținem și explicăm foarte clar cum se utilizează contraceptivul, că este necesar să-l dea în fiecare zi la aceeași oră, probabilitatea apariției unei sarcini nedorite scade. În acest tabel sunt prezentate toate metodele de contracepție, în comparare, utilizarea tipică, obișnuită și utilizarea perfectă, cea pe care ne dorim și cea la care tindem. La dispozitivul intrauterin, deoarece nu depinde de utilizatoare, de femeie, vedeți că acești indicatori sunt practic similari. Mai puțin de o sarcină, da, mai puțin de 1%, la 100 de femei utilizatoare într-un an. În ceea ce privește prezervativul masculin, utilizarea perfectă va duce la apariția doar a două sarcini dorite de 100. Iar utilizarea tipică duce la faptul că într-un an de utilizare, la 100 de femei, sunt raportate 11 sarcini nedorite. Haideți să vedem contraceptivele orale combinate. Al doilea rând de sus. Utilizarea tipică, 9 sarcini nedorite la 100 de femei. Iar utilizarea perfectă, așa cum este scris exact în instrucțiune, duce la faptul că mai puțin, nu că mai puțin de o sarcină, dar mult mai puțin de o sarcină, va surveni în decursul unui an de utilizare la 100 de femei. Deci depinde de pacientă, de modul cum ne explicăm pacientul despre metoda respectivă, de confianța ei, dar și de cât de bine am ales metoda pentru ea. Vreau să vă atrag atenția la rândul de mai sus. Utilizarea a niciunei metode de contracepție, nici la faptul că 85 de sarcini în medicii vă surprinde, nu vă poți urmă. Una din întrebările dumneavoastră a fost eficiența metodelor de contracepție.
În acest tabel sunt reprezentate patru etaje ale eficienței de metodelor economice. De jos în sus, cele de jos sunt cele mai puțin eficiente. În cazul utilizării lor pot surveni până la 30 de sarcini nedorite din 100, iar printre metodele cele mai eficiente sau cu eficiență excelentă se numără metodele de la etajul superior. Pentru ca să fie mai ușor, acest tabel este situat pe partea viață, pe coperta acestui cărți. Noi sperăm că dacă această carte va fi la dumneavoastră situată, dumneavoastră în orice moment veți putea vedea cât de eficientă este metoda despre care consultați cu pacienta sau despre care vă consiliați și așa mai departe. Deci dacă mă întreabă o pacientă care metodă este mai bună, dispozitivul intrauterin sau contraceptivul oral combinat, dumneavoastră ce îi răspundeți? Îi răspundeți așa, că mai bună nu știu care este, dar pot să vă spun care este mai eficientă. Dacă veți utiliza dispozitivul intrauterin, atunci aveți riscul de o sarcină la 100 de femei pentru un an de utilizare, da? Cu alte cuvinte îi veți spune. Iar dacă veți lua contraceptive orale combinate în primul an de utilizare, există riscul de apariție a 9 sarcini nedorite într-un an de utilizare. Cifrele sunt toate în interior. Aici este un tabel fără cifre, dar vedeți că etajele sunt diferite la care ele sunt situate. Un tabel foarte bun, la care astăzi vom mai reveni pe parcursul ultimului. Sunt întrebări până aici? Haideți să vedem toate metodele de contracepție, așa pentru o privire de ansamblu. În mod tradițional, metodele de contracepție se împart în metode hormonale și metode nehormonale. Metodele hormonale, începem cu ele, pentru că știm că de ele cel mai mult ne este frică tuturor, ele se împart în metode care conțin estrogen cu progesteron și metode în care nu este componenta estrogenică, sunt metode doar cu progesteron. Metodele cu estrogen și progesteron fac parte, contraceptivele orale combinate, despre care vom discuta în cadrul unui modul separat, cum ne vom obține de detaliat, plasturile și inelul. Deci acestea trei conțin estrogen și progesteron. Printre metodele numai cu progesteron se numără pendulele cu progesteron, implantele, injectabilele și dispozitivul intrauterin hormonal. În această categorie, dumneavoastră, ați făcut comandă și veți primi injectabilul sub denumirea de Depo-Provera. Putem să spunem denumirea, deoarece este un singur injectabil disponibil, ca să nu facem publicitate. Despre contraceptive orale combinate, discutăm ulterior. Vă prezentăm cu scurtă informații despre unele metode pe care nu le găsim la noi în țară, nu le folosim, însă, fiind o țară cu o populație care migrează foarte mult, dumneavoastră, în curând, veți avea paciente, cliente sau femei la care veți observa una din metodele care urmează. Noi cu asta începem să ne ciocnim. Ele vin din țări înalt dezvoltate, țări în care medicul de familie le oferă posibilitatea alegerii unui contraceptiv gratuit, și le oferă pentru o perioadă de un an la alegere oricare vor ieși. Și din această cauză, mulți femei care vin de transportare vin deja cu contraceptivul în mână și l-au disponibil. Plasterul este purtat pe corp zi și noapte. Vedeți una din locurile de amplasare ale plasterului. Conține estrogen și progesteron, care sunt secretate din acest plaster și pătrund în piele, din piele în circulația sanguină a femeii. Și acționează în mod principal prin inhibarea ovulației. Deci femeia nu are ovulație, având un efect contraceptiv foarte înalt. Haideți să vedem unde este localizat plasturile. Etajul 3. Așa, deci este printre metodele eficiente, cu eficiență foarte bună. Cum este utilizat plasturile? Într-o lună, femeia are nevoie de 3 plasturi. În prima zi a lunii, prima zi de sângerare, prima zi după aplicatură de sânge, femeia aplică un plasture, îl poartă până într-a 8-a zi dimineață. Într-a 8-a zi dimineață îl dezlipește și aplică un alt plasture, cel de-al doilea, într-o altă regiune a corpului, nu în același loc. Îl poartă încă o săptămână, în acest 10 zi dimineață, femeia schimbă, îl lipește pe cel de-al treilea plasture, până într-a 22-a zi dimineață, după aceasta scoate plasturile, știm de săptămână, nu mai aplică niciunul. Și acestea sunt zile când va avea menstruație. Metoda este similară cu cea de contraceptiv orale combinat când femeia avea 21 de pastile. Asta la ce e cu plasticul?
bučenje, jelo se divino glas. Jelo se divino je dolga šok zid. Kumna kod post jel anterior. Već, ako tašiti moral kombinatul bjelan fi i kare zid, dolzeš na dipastili, klasturile jeste pentru o săptămân. Deci pe lună femeia din nevoie de trei klasturile. Care sunt avantajele plasturilor? Este comod de a fi utilizată pentru femeie, nu este nevoie de un specialist ca să-i scoată, să-i aplice plasturile. Nu trebuie să bea zilnic pastila, de aceea o mare parte cea a problemei de uitare a pastilelor se rezolvă și este foarte comodă. Dezavantajele sunt foarte mici. Am găsit, le-am notat doar pe cele care le-am găsit, iritații la locul de aplicare a plasturului, dar incidența este atât de mică, similară cu cea de alergii la latex sau prezervativ. Nu vorbim despre această reacție adversă, dar de fapt sunt foarte puține persoane care au alergii la latex, într-adevăr. Și modificări ale sugerărilor lunare. Despre aceste modificări, fac aici această paranteză, ceea ce este valabil pentru toate metodele de contracepție. Fiecare femeie are un mod de a sângera individual. Menstruațiile fiecare femei sunt diferite, dar se încadrează în normă, în mare parte. La cineva este 2 zile, la cineva 7 zile, la cineva o zi, două. Sunt menstruații când este o zi de pauză, când el iar reîncep și noi tot timpul spunem că acestea sunt menstruații normale, în normă. Odată cu inițierea unei metode de contracepție, oricare ar fi ea, cel mai probabil este faptul că menstruația se va schimba, modul menstruației sau caracterul eliminărilor sanguinolente se va schimba. Dacă aplicăm unei femei sau introducem dispozitivul intrauterin, dumneavoastră cunoașteți acest lucru, menstruația se va lungi sau se va prelungi cu o zi sau cu o zi jumătate sau cu 2 zile. Pentru femeie, acest lucru este simțitor. Ea îl simte, ea simte această modificare și ea poate să vă sune sau să vină să spună că eu am hemoragie. Eu am menstruația abundentă cu hemoragie pronunțată. Dacă femeia din timp este conciliată, că dumneavoastră nu va apărea hemoragie, dar se va schimba modul de sugerare, va fi cu o zi mai lungă, cu 2 zile mai lungă. Și asta este normal. Așa se întâmplă toate femeile. Ea va înțelege de start și nu va privi aceasta ca o problemă. Vreau să vă menționez că hemoragii, conform criteriilor Organizației Mondiale a Sănătății, sunt determinate sângerările mai mult de 4 absorbante în 2 ore. Dacă o femeie utilizează mai mult de 4 absorbante în 2 ore, asta e hemoragie. Și noi așa ne străduim să calculăm hemoragie. Chiar că ne sună sau că ne apelează sau că ne... Absorbantul pe care îl folosește femeia în menstruații ei obișnuite. Deci, absorbantele ei, care iasă de prins ei obișnuite. Evident că nu te zici și nu... Sunt detalii. 4 absorbanți în 2 ore, adică schimbarea absorbantului la fiecare 30 de minute. Asta este hemoragie. Atunci trebuie să batem alarmă. Același lucru este valabil în ceea ce privește modificarea sugerării și pentru contraceptive orale combinate sau plasturi sau inel. Aici este altă modificare. Sugerările vor deveni mai scunde, vor diminua cu utilizarea copilor. De obicei, cu o zi, cu jumătate de zi, dar poate în fiecare zi le vor rămâne aceleași, dar cantitativ vor fi mai puțin, doar câte 20 de mililitri sau 30 sau 15. Sau sunt situații când femeia va avea amenorei, chiar lipsa menstruației. Și vreau să vă spun că și acest lucru la fel este normal. La femeie se modifică modul de sângerare. Ea nu devine mai puțin fertilă, nu devine mai puțin sănătoasă din acest motiv. S-a modificat modul de sângerare. Și acesta este un punct despre care nu mai cât trebuie să vorbiți atunci când referiți metoda de contracepție. Ca ea să fie liniștit și să știi că asta este o variantă a normei. La ea a devenit menstruația diferită. Următoarea lucru de contracepție este inelul vaginal contraceptiv. La noi deja el se găsește, se vin în farmacii, sunt femei care îl utilizează. El este asemănător cu sistemul de percuzie, deci tubul acesta după grosime, este la fel de moale, elastic, este de dimensiune, vedeți dumneavoastră care sunt aceste dimensiuni, 2,5-3 cm, este foarte flexibil. El se plasează în vagin, la fel, prima zi a menstruației, prima zi este cea în care are loc prima picătură de sânge, la fel eliberează cei doi hormoni, estrogen și progesteron, în mucoasa vaginului. Mucoasa vaginului este foarte bine vascularizată, absorbe acești hormoni și îi pătrund direct în circulația sanguină. Acest inel este purtat timp de 21 de zile. Deci, contraceptiv oral combinat este pentru fiecare zi pastilă, plasturile se schimbă la fiecare săptămână, iar inelul se aplică în vagin pentru 21 de zile.
ca 21 zi seara sau 22 zi dimineață el se extrage, 7 zile femeia va avea menstruație și într-o 8 zi, da, să zicem așa, sau a 29 zi, mai corect cum se spune, femeia aplică următorul în el vaginal. Îl aplic în prima zi? Îl aplic în prima zi a menstruației. Prima zi. Bun, aici este o confuzie cu privire la inițierea acestui motor. Deci, tot timpul tradițional, metodele de contracepție se încep în prima zi a menstruației. De ce? Pentru că să ne asigurăm că femeia nu este gravidă. Doar asta este, de fapt, scopul aplicării în prima zi a menstruației. Altul motiv nu este. Metodele, majoritatea din ele, pot fi inițiat oricând. Iată, venit azi o femeie la menstruație și avea metodele de contracepție. Și nu are, nu este însărcinată. Știi, cu siguranță, sau ați rugat-o să facă un test de sarcină. Și vrea azi să-i pun dispozitivul pe ofere. Undeva să puteți să faceți asta astăzi. Nu trebuie să așteptați o zi specială pentru acest lucru. Da, noi tradițional inserăm în ziua a doua sau a treia ciclu menstrual. Este deschis orificiu și este mai ușoară inserarea. În Franța, doamna profesor mi-a spus că ei inserează în ziua 12-a, a 13-a, când are loc ovulația și la fel colul se întredeschide pentru că el se pregătește pentru fertilizare. Dar metoda poate fi inserată oricând și asta este scris aici. Nu este nevoie de zi specială. Același lucru este valabil și pentru contraceptivi orale combinate sau oricare din aceste metode. Da, noi așteptăm prima zi a menstruației, tradițional, că așa suntem învățați, să știm precis că femeia nu este însărcinată, dar metoda, într-adevăr, poate fi inițiată oricând, fără niciun risc. Bun, mecanismul de acțiune este același, inhibă ovulația. Următorul grup este grupul metodelor care nu mai conțin estrogen, deci metode doar cu progestativ. Din acest grup fac parte pilulele cu progestativ. Ele conțin doze mici de progestativ, similare hormonului natural de progesteron din corpul femei. Avantajul acestor pilule și a întregului grup de progestative este faptul că poate fi indicat tuturor celor cărora le sunt contraindicate metodele cu estrogen. Dumneavoastră ați spus despre diabet zaharat, ați spus despre alte patologii. Astăzi o să vedem că tuturor celor cui le este contraindicată metoda contracepției orale combinate sau blasturi sau inel, în majoritatea cazurilor, din cauza estrogenului, atunci noi putem da oricare din cele 3 sau 4 tipuri de metode bazate pe progestativ. La dumneavoastră această metodă este injectabilă de probleme. Care sunt aceste metode? Care sunt aceste pastile? Ca să vă fie mai ușor să vă dați seama care sunt ele, pe piață la noi este Excluton, nu știu dacă mai este, și preparatul Lactinet. Ați auzit despre ele. Avantajul primordial al acestor pastile este faptul că pot fi administrate în timpul lactației. De aceea și unul din preparate se numește Lactinet. Pot fi administrate pe toată durata alăptării de la vârsta de 6 săptămâni a copilului. 6 săptămâni de la naștere, deja îi putem da dumneiei pastile numai cu progestativ, fără absolut niciun risc. Care este mecanismul de acțiune a acestui grup? Deci, pe lângă faptul că privim ovulația, îngroașă nimbusul cervical și astfel împiedică transportarea sau deplasarea spermatozoizilor spre cavitatea uterului și spre întâlnirea cu ovulul. Implantul. O metodă utilizată pe larg în Anglia, de exemplu, este o metodă extrem de cost eficientă, prețul ei este de $5, este utilizată pentru o perioadă de la 3 până la 7 ani, este un, deci, ca să nu spun, deci este un dispozitiv mic, de 4 cm, flexibil, care se amplasează sub pielea femeii, la nivelul antebrațului, undeva să vedeți localizarea implantului. Este nevoie de, deci el vine împreună cu un, o seringă sau un pistol, așa parcă pneumatic. Se aplică foarte ușor, da, de către medic, nu de către femeie. Se aplică în regiunea subbrațului. Esențial este să fie în zona subcutană și nu intramusculară. Deci sunt particularități de aplicare și el eliberează progesteron, numai progesteron zilnic. Cum crezi? Este un lucru de contracepție efectivă? Haide, dacă nu știm ce facem, haideți să ne uităm. Și când ne uităm, ce vedem? Foarte. Cum crezi? Să cei din Anglia au dreptate că vorbim? Cred că da. Una dintre cele mai eficiente metode localizate pentru cele cu eficiență excelentă. Costă $5, de la 3 până la 7 ani,
pentru mediul nostru chiar este o metodă avantajoasă, zicem așa, da? Da, este, dacă imaginați, pentru mediul care, da, care locuiesc. O metodă de o eficiență extraordinară. Și dacă sunt angrasul scoate la sarcină? Da, sigur, nu sunt. Cum se scoate? El se înlătură așa, deci printr-o mică, mică incizie. Se face și se înlătură. Da, de medic se înlătură. Dezavantajul principal este că trebuie să fie inserat de medic și extras de medic. 2-3 ani, 4-5. Până la 7 ani. Dar și dispozitivul intrauterin are aceeași, să zicem așa, particularitate. Dar vedeți că localizarea lui este destul de avantajoasă. Nu interferează cu bolile sexual transmisibile. Nu este nevoie de, să zicem, tratamentul profilaxie, gonoree, chlamidie. Este localizat într-un loc. Da, el e ca dispozitivul intrauterin, teoretic. Un corp străin, care, dar este avantajos faptul că se află în afara organului genital feminin. Este un avantaj. Nu deranjează. Deci el se vede un timp, o săptămână. După asta el se adâncește. Nu se simte, nu se vede, nu este nicio problemă. Nu poți înlătura? Da, sigur. Mai puțin de o sarcină la 100 de femei, cu eficacitate înaltă, nu conține estrogen, deci poate fi utilizată și pe parcursul alăptării și în toate situațiile în care estrogenul este tot reindicat. Este dispus eficient și acționează prin aceleași două mecanisme, îngroșarea mucosului cervical și prevenirea ovulației. Despre dezavantaje am vorbit cu dumneavoastră. Contraceptivele injectabile numai cu progesteron. Despre ele discutăm în cadrul unui modul separat, nu ne oprim, doar că se numește de Bocordera, și dispozitivul intrauterin hormonal. O metodă și hormonală și non-hormonală. Non-hormonală pentru că este dispozitiv intrauterin, hormonală pentru că conține progestativ, și anume sub denumirea de levonorgestrel, de aceea uneori se mai numește dispozitiv intrauterin levonorgestrel, cu levonorgestrel. El se aplică pentru o perioadă de 5 ani în cavitatea uterină, se numește Mirena, iarăși este doar unul singur de viață, puteți să spun denumirea, acționează în principal prin prevenirea proliferării mucoasei uterine, a implementului. Este o metodă scumpă. Moldova este o metodă destul de scumpă, pot 3.000 de lei, dumneavoastră cunoașteți acest lucru, aproximativ, nu este exact. O metodă scumpă pe care nu orice femeie poate să-și o permită. Avantajul acestui dispozitiv intrauterin este că pe lângă efectul anticoncepțional înalt și de faptul că este înalt, dumneavoastră vă convine, este localizat sus, dar este aceeași eficacitate ca și dispozitiv intrauterin cu cuplu. Deci aceeași eficacitate. Pe lângă acest fapt, el are și un are și o funcție de tratament. Și dacă dispozitivul intrauterin cu cuplu duce la faptul că numărul de zile de sângerare va crește, atunci dispozitivul intrauterin cu levonorgestrel duce la faptul că tratează sângerările micșorează proliferarea implementului și este o metodă foarte avantajoasă. Tratamentul protejat. Bun, aceasta este una din metode pe care, cu siguranță, e așa metodă. Cred că aveți nevoie și de medicul ginecolog să sfătuiți, să o indicați cuiva. Dar, pe de altă parte, e bine să o știți, pentru că dumneavoastră nu vor veni numai pacienții din grup social vulnerabil. Eu îmi imaginez că, în momentul ce dintr-o comunitate vor veni mai întâi cele din grup social vulnerabil, dar în loc vor veni și prieteni, soțiile, surorile, celelalte care vor spune, știu că alții vin la dumneavoastră, ajutați-vă și pe mine cum se fac, cine tot de mi scotuiești, eu am bani și sunt propus simplu. Dumneavoastră o să treceți prin toate criteriile de eligibilitate despre care ați vă vorbi, o să vedeți, asta îi se potrivește, asta nu, asta nu, asta nu, veți ajunge la două, trei metode și dacă vă rămâne numai dispozitiv intrauterin, de exemplu, că îi se potrivește, dumneavoastră puteți să spuneți, sunt două feluri, este scopul și este hormon, costă atâta și costă atâta. Și eu te sfătuiesc să mergi la medicul ginecolog și discuți care din ele îți potrivești mai mult, pentru că mie îmi pare că nu ți s-ar potrivi cel cu hormon. Deoarece ai sângerări abundente. Da? Din 10 zile. Și la ginecolog. Da. Dar asta e altă. Nu atât de sănătoasă pe obisibilă. Nu mă gonorei și cu medicul. Dar trebuie să vă sargă tot ce vă. Cancer endometrial. Ei, dar cancer endometrial nu e problema de pus Mirena. În cancer endometrial e cu totul alt tratament, dacă nu este reclamie cu minimal. Și nu metodele care eu știu că există la are, dar dacă nu știu că are, dar e are. Nu văd că are, dar e are.
какого их заканчивания материал был пасмирен. Что умерен, что пармирен, что умерен, пасмирен, что пасмирен, что пасмирен. Что мне часто феро биопсии дендометрила, когда я уркум важу, не жертву ферила. Ну, аз, ныне, ну, поймани, май поймани, ку салваре, да осажун была меди. Осы из факта кюретажа, честно, диагностик, сау, куратив, осы я биопсии дендометрила, дендометрил, что осажун, лучше результат у этого не ей. Мирена носи маскезу. Ну, носи пачет мой рел. Мой рел, ну, не трябва си да тема. Дезавантажи? Дезавантажи есть, в первую очередь, космо. Pentru noi, dar în rest, în afară de contraindicațiile pe care îl are orice dispozitiv intrauterin, și foarte bine că am ajuns la acest lucru. Deci dispozitivul intrauterin pentru inserare are o serie de întrebări, vom trece pe lângă ei. Acum, ca să vedeți dacă femeii se potrivește această metodă, pe lângă faptul, dacă sunteți siguri că iar dispozitivul se potrivește, încă 4 întrebări trebuie să vedem, dacă sunt valabile. Dacă a născut mai puțin de 4 săptămâni în urmă, deci nu se aplică. Dar asta este clar, deci nu... Și nu mai întrebăm. Dacă are o tromboză venoasă venilor, nu aplicăm. Dacă are o hepatită gravă, infecție hepatică sau tumor hepatic, vreau să accentuez că aici este vorba de tumori hepatice și hepatite virale în forme grave. Nu hepatită cronică, nu forma de fructător, nu ca și băieță antigenă de ceare, o tumoare a ficatului. Deci privește ceroză, chiar și în ceroză compensată se poate așa infecție. Acest lucru numai în formă de decompensat și grave, nu? Și dacă a avut vreodată sau are la moment cancer de sân. Numai în aceste 4 situații nu se poate de administra. În rest, în orice situație, poate de administra. Așa, cum poate fi inserat? Evident, femeilor care au nevoie de contracepție și plus la asta, celor cu menstruație abundente, cu endometrioză, de tot foarte bună, femeilor cu dureri cronice pe lumine, adenomioză, dismenorei. Asta sunt așa niște funcție. Eficiența foarte înaltă, localizată la etajul cel mai sus. Am ajuns la contracepția de urgență, următoarea metodă de contracepție, pe care astăzi la fel vom discuta în cadrul unui modul separat. Există de două tipuri, hormonală și non-hormonală. Ce anume hormonală știu că o să vă uimesc, pentru că asta am făcut în primul precedenților 4 zile. Hormonală este metoda prin utilizarea estrogenului sau postinor. Dumneavoastră veți primi în opiciile dumneavoastră cel mai probabil postinor, că așa mi-au spus colegii care deja au primit. Au primit postinor. Cred că asta a fost lotul care s-a procurat pentru țară. Și o metodă și alta sunt la fel de buni, cu aceeași capacitate, n-ați primit ceva mai rău sau mai bun, o metodă foarte bună. Despre asta veți discuta separat. Ce ține de contracepția non-hormonală este aplicarea dispozitivului intrauterin cu scop de contracepție de urgență. Ați auzit despre așa ceva? Deci dacă vine o pacientă și îmi spune că a avut un raport sexual în urmă cu până la 4 zile, deci până la 4 zile în urmă, ieri la altă, ieri mai la altă, da? Și știe că n-a fost protejat și se teme de o eventuală sarcină nedorită. Fie administrat contraceptiv, contraceptiv de urgență, dacă îl aveți. Poate nu aveți și atunci nu aveți ce să faceți. Fie îi propuneți și dispozitiv intrauterin. Vedeți dacă este eligibil pentru dispozitiv intrauterin, acolo sunt alte 7 întrebări, după mează vorbim. Nu nimic complicat. Majoritatea cazurilor este eligibil. Și dacă eligibil, îi spuneți, noi vă introducem, dar chiar acum, nu peste câteva zile, dispozitivul intrauterin. El o să vă ajute și ca metodă de contracepție, de urgență, dar o să vă rămână încă și pe 10 ani ca o metodă de contracepție. Deci dacă comparăm cele două metode de contracepție între ele, de urgență, hormonală și non-hormonală, hormonală este o metodă bună, efectivă, dar nu este de durată, nu rezolvă problema. O să se întoarcă pacienta din câteva ore în dumneavoastră. Bine, sau poate nu o să se întoarcă, dacă o să o conciliați și o să o oferiți altă metodă. Metoda prin introducerea dispozitivului intrauterin ne pare perfectă prin faptul că femeia pleacă și ajutată de dumneavoastră, și cu problema rezolvată, dar și cu o contracepție pe viitor de 10, pentru 10 ani de zile. Printre metodele non-hormonale. De la 1 la 6 au fost listate în ordinea de la metodele cele mai eficiente spre cele mai puțin eficiente. Sterilizarea chirurgicală se află la etajul superior, cele cu eficiență foarte bună. Este de două tipuri, feminină și vasectomie, cea masculină, o metodă utilizată foarte puțin în țara noastră. Utilizarea acestei metode și răspândirea ei depinde în marea majoritate de dumneavoastră.
deoarece medicul ginecolog nu dă îndreptare ospitalizare, nu dă îndreptare spre o procedură, acest lucru puteți face în urmă dumneavoastră. Peste hotare este o metodă foarte utilizată pe la, o metodă bună de contracepție, fiecare familie știe clar, femeie și-a rezolvat problema reproductivă pentru viața ei, 3-4 copii sau nu, ajungând la o anumită vârstă. Deci la 40 de ani, de exemplu, ca să nu vă sperie ce primul mai joas, că ei fac chestia asta încă și mai, de la o vârstă mai mici. Dacă și-au rezolvat problema reproductivă, nu mai iau planul de viitor, nu este absolut nicio problemă să-și facă tubectomie sau legăturarea trompului uterin. El și pentru bărbat. La noi, vazectomia cumva se asociază din punct de vedere social cu o lipsă a bărbăției, să zic așa. Deci nu ne percepem cum asta să meargă un domn să facă vazectomie sau să propunem acest lucru. Toate că la vârstă de 50 de ani, eu nu cred că sunt mulți, mulți bărbați care încă își mai doresc copii. Nepoți, da, cu siguranță, dar copiii deja mai puțini și ar putea face această procedură. O să discutați în cadrul unui modul separat despre acest lucru. Noi, mie îmi pare rău numai de faptul că această metodă de contracepție, cât n-ar fi de strană, este foarte bună pentru păturile sociale vulnerabile, dar în Chișinău, cel puțin, este o metodă a păturilor invers, păturilor care își pot permite. Sunt doamne, familii care au 2 copii sau 3 copii sau 1 copil, nu contează cât, consideră că gata, și-a îndeplinit planul de reproductive, găsesc medicul ginecolog, fac laparoscopie, care dumneavoastră știți că asta durează și practic tehnic, este o metodă simplu de fi efectuată, complicație minim, se externează a 2-a zi acasă sau 3-a zi și au făcut o procedură într-o confidențialitate, ele sunt satisfăcute și tot este bine. Dispozitivul intrauterin cu lucru, următoarea metodă de contracepție, dumneavoastră știți foarte bine cum arată, este localizat, este mic, de plastic, are un manșon de pupă, așa al numele, este învelit un manșon de pupă, așa arată el inserat în calitate uterină. Fiecare dispozitiv intrauterin are 2 musteți, 2 fire, noi le numim speciale. De ce sunt ele bune, aceste musteți? Cum credeți, de ce? De extras. Așa, primul lucru este pentru ca să fie extras. Dezavantajul lor este exact ceea ce ați spus dumneavoastră, pe el se urcă gonoree, domorotic, așa spune. Un alt avantaj este faptul că femeia poate găsi putător să-și palpeze firele și să vadă dacă el este inserat în mod cuvenit, din când în când. Recomandăm că dumneiei să vadă, ea simte firele sau simte colul de jos, colul este deja plastic, el este dur. Dacă dumneiei simte doar firele, înseamnă că totul este bine. Dacă dumneiei deja simte colul din plastic, înseamnă că el a coborât în colul uterin, da? Noi recomandăm, din când în când se verifice, dacă nu zilnic, el doar stă 10 ani, dar din când în când, mai ales dacă are totul, se verifice. Cum acționează el? Acționează prin producerea unei modificări chimice, vom vorbi despre asta separat într-un modul, și împiede cu pătrunderea. Deci dăunează spermatozoizelor și ovului înainte de pătrunderea lor. Este un lucru foarte eficient. Metodele de barieră sunt bine cunoscute, prezervativul masculin, prezervativul feminin este localizat mai jos, în partea de jos a slide-ului. Dacă vă gândiți cum se utilizează, partea de jos mai încurs se aplică spre direcția colului uterin, iar partea de sus mai largă este în afara vaginului. În acea cutie roză interesantă este localizat diafragma. O metodă de contracepție de barieră utilizată pe larg în Anglia se utilizează împreună cu spermicidele. Este scumpă, costă 110 de lire, e momentan. 130 de lire, asta e foarte multe, nu știu, 3.000 de lei sau cum. 200 de dolari. 200 de dolari, 4.000 de lei, da. O metodă foarte scumpă. Cum se utilizează diafragma? El se utilizează înainte de contactul sexual, se spală sub apă curgătoare și se pune în cutie. Haideți să vedem unde sunt localizate aceste metode de etajul 2. Așa, fiecare etaj le vede diferit. Cine începe număra de jos, etajul de cine de sus. Dacă etajul 2, așa, bărbații încep mai pământești, mai de jos, nu parcă de jos, așa cum. Corect, da. Și ultima metodă la care am ajuns este, foarte încercut în ultima, sunt spermicidele. Mai întâi, de unde sunt ele localizate?
pe etajul cel mai de jos. Au o eficacitate foarte, foarte joasă. 27 de sarcini la 100 de femei. Piața noastră, spermicidele se numesc Pharmatex. Ele vin sub prezentarea diferitelor forme, filme, tablete, ovule, tablete spumante și așa mai departe. Neajunsul principal este faptul că mecanismul de acțiune este bactericid. Deci nu influențează așa gospodărește prin inhibarea ovulației sau prin atrofie de endometru, ci prin lezarea spermatozoidului. Lezarea poate să se întâmple, poate nu, plus la asta pot să lezeze 999 de mii. Da, și atunci metoda, din păcate, nu este atât de eficientă cu cât ne-a dorit. Un alt dezavantaj este faptul că dereglează fiziologia actului sexual, se aplică 10 minute înainte de contact sexual, se așteaptă un pic când el se opiesc, cuțul de obicei spun că este neplăcut, el încep să curgă și așa mai departe. Și pentru noi rămâne deschisă întrebarea ce se întâmplă cu contactele sexuale următoare, în aceeași zi. Devine o adevărată problemă. O altă metodă temporară de planificare familială este amânarea de lactație. Cum credeți? Este efectivă sau nu? Haideți să vedem. Haideți să vedem, ca să nu ne bazăm pe ce credem noi. Unde este ea localizată? După părerea mea, este sud de sus. Pentru mine asta tot a fost o surpriză, mai mult timp când am văzut că ea este localizată într-un rând până la 6 luni. Așa, până la 6 luni. Care sunt cele trei condiții ca metoda amenorei de lactație să rămână aici, la acest etaj, și să nu coboare? Trei condiții sunt ca copilul să aibă până la 6 luni, să nu fi revenit menstruația sau sângerarea lunară și femeia să lăpteze integral sau absolut integral, exclusiv la somn. Odată cu inițierea diversificării alimentare și acest lucru se întâmplă la vârsta de 6 luni, ce are loc? Micșorarea numărului de alăptări, frecvenția alăptărilor și activitatea ovariană începe să reapară. Ovariile se trezesc din somnul care a fost făcut sarcini și lăuzii în perioadă și începe ovulația. Apariția unei sarcini nedorite și respectiv trebuie deja să începem să-i propunem o altă metodă de planificare a familiei. Dacă doamna vine la vârsta copilului de 3-4 luni la dumneavoastră, este răsfăcută de metodă, alimentează integral, nu sunteți siguri dacă o să o revedeți la vârsta de 6 luni a copilului, poate nu vine, poate nu reușește, ce se poate întâmpla? Ea fiind sigură că face tot corect, la 6 luni începe diversificarea alimentației, la 7-8 luni trezesc ovarul și ce prima ovulație, poate să fie și cu sângerare și poate să fie și fără sângerare. Ea să nu vadă că el devine cu ovulație. Și aproximativ de la vârsta de 90 de copilului poate să vină o sarcină care de cele mai multe ori este nedorit. Neplanificat și nedorit, într-adevăr, de către cuplul respectiv. Riscul unei sarcini nedorite și respectiv a unei întrerupere de sarcină în această perioadă este foarte mare. De aceea, cum spune doamna Rădică, atunci când o prindem, atunci îi povestim. Că acum e bine, alimentez integral, este acoperit bine cu către această metodă de contracepție, dar când o uit, și anume de la vârsta de 6 luni, trebuie să ne gândim și la o altă metodă. Haideți să vedem din ceea ce am citat până acum ce o să-i propuneți. Eu propun, dar trebuie să-i propuneți, că ea nu știe ce există. Metode bazate cu progesteron, așa? Lactinet, să zicem așa cum este, ca să fie poate pe mai ușor. Dacă e avară sarcină, e în spolul, nu-i o sterilizare. Avară, dar nu-i o sterilizare, așa. Poate nici la de ea. Implantul este 3 mililitri, dar mi-a plăcut. Nu, nu-i 3 mililitri. Implantul este 3 mililitri. O să o mulțumim. Da. Dar nu-i o problemă de aduși buscodare, mai cred condițiile de transport. Ce aduc ne-a mai? Nu, că e o metodă foarte comodă. Bine, implantul, că e numai cu progestativ. Dar din ceea ce vezi dumneavoastră? Poate și de legal și prezervativul. Prezervativul propunem. Dispozitivul intrauterin. Dispozitivul intrauterin fără nicio problemă. Absolut fără nicio problemă. Ai simplu să aveți un scump. Și așa, că eu am un metod acum progestativ și am
отпуска. Есть головной базарь. Да, ладно, всем. Acesta metodică cu progestativ sunt toate la noi în învățare și toate pot fi aplicate femeilor care alăptează, toate. Începând cu ce termen? Ce înțelegi în prima întrebare? Dumneavoastră m-ați întrebat, în spate. 6 săptămâni. 4 săptămâni, înțelegi? Da, 6-4 săptămâni, bine. Deci, dispozitivul intrauterin poate fi și unul și altul. Și amândouă de la 4 săptămâni. Metodele numai cu progestativ chirurgic pot fi propuse, de exemplu, la clinetul. Metodele de barieră, cu siguranță, pot fi propuse lucrând, spermicidul și așa mai departe, dar eu, ca să pun în punct pierd, de la 6 luni de zile, putem să dăm foc fără nicio problemă. Și atunci, cu bază mai există. Următoarea metodă, putem dacă am spus tot, cui nu îi spăturește în văda menorei de lactanță. Femeilor chimiofectate, dumneavoastră cunoașteți acest lucru, femeilor care utilizează unul din aceste preparate care sunt zise aici, sunt 8 preparate, rar utilizate, după părerea mea, rezerfine, hipercondamin și așa mai departe, deci lor nu îi spăturește această metodă și în situațiile în care nu au născut-o are o problemă, o deficiență și nu se poate rezolva acasă. Coitul întrerupt, haideți să vedem unde este localizată această metodă atât de pe larg utilizată. 27 de sarcini la 100 de metri. O metodă neefectivă, o treime, da? Asta ar însemna că orice femeie are șansa să rămână însărcinată odată la 3 ani. Și vreau să vă spun că cam așa și se întâmplă. Noi tot ne întrebăm de ce noi avem atâtea sarcini nevoite, de punem problema cu lucrurile, sarcini mari. Păi dacă în țara care v-a arătat o doamnă Rădica utilizează 90% o metodă de contracepție. 90%. Mie nici nu bine crede că există așa ceva. Între care 60% sunt contraceptive orale combinate. Nu știu ce greu de imaginea pe lucrurile. Dezavantajul care este la metodele respective? Sunt bărbați care își ajulează prematur și sunt bărbați care nu întotdeauna simt moment și cum se pare de a ejacula. Concluzia este să nu încurajăm cuplurile să utilizeze mai departe această metodă și dacă aveți posibilitate să le oferiți altceva, oferiți-le altceva. Următorul grup sunt metodele bazate pe recunoașterea perioadei infective. Rata eșecului are 22%. Care este dezavantajul metodei respective? Sau de ce nu pot toate femeile utiliza? Deoarece trebuie să-ți cunoști foarte bine corpul, să ai un ciclu menstrual regulat, să știi chiar foarte bine când are loc ovulația, să știi să nu mergi foarte bine să calculezi. Din păcate, nu toate femeile, chiar dacă sunt apte de a face calcul, nu au menstruația atât de regulată și nu pot calcula foarte bine. Și să ai calendar și pix. Și să ai calendar și pix, foarte corect. Și nu uiți. Și printre metodele acestea, care fac parte? Este metoda termometrică, metoda măsurării temperaturii bazale, metoda celor două zile, așa numite, asta este o metodă care în aceste două zile au loc eliminări din vagin mai lucioase, mai transparente, ceea ce ne arată că femeia este fertilă în două zile acestea și în câteva zile după asta. Este în zile în care loc ovulație. Este metoda calendarului cu numărarea zilelor, da? Care este ciclul mediu și zilele cât trăiești spermatozoidul, cât trăiești 3 zile, nu trăiești 3 zile și se adună toate aceste cifre și femeia își cunoaște care sunt zile periculoase și care nu. Așa mai departe. Toate în sumă au o rată de eșec de 22%. O rată destul de mare. La fel, nu încurajăm femeile să utilizeze aceste metode. Asta a fost despre metodele de contracepție, o privire de ansamblu, despre multe dintre ele. La multe dintre ele ne vom gândi mai detaliat. Acum, haideți să vedem ce primeți dumneavoastră acasă. Primiți două ghiduri de planificare a familiei. Unul este pentru dumneavoastră și unul este pentru un coleg, care este dornic să cunoască. Următorul este acest ghid de recomandări practice. Noi nu o să reușim astăzi să acoperim toată informația cât de mult ne-am dorit. Vrem să vă spunem cât mai mult, dar nu este timp suficient. Aici veți găsi întrebări, de exemplu, răspuns la întrebări, în care zi te instala dispozitivul în călătorie? Sau, cred că putem să inițiem anumite metode. Chestii despre care nu reușim să vorbim tot, întrebări practice. Un ghid foarte, foarte bun. De nou, la prieteni, nu uita. Iar
Acest disc este varianta unică în materie medicală de eligibilitate din cărțulii, care este sumarizată în acest disc. Acest disc fiind unul asemănător cu cel obstetrical pe care îl folosesc medicii obstetricieni pentru calcularea termenului de sarcină, iar dumneavoastră el vă va ajuta pentru stabilirea dacă o femeie este eligibilă sau nu pentru o anumită metodă de contracepție. Vezi pe site-ul nostru? Da, asta vreau să vă spun. Toate instrumentele pe care le primiți cu excepția discului sunt la noi pe site. Site-ul dumneavoastră îl aveți în bancă. Și vreau să vă spun că acest ghid care dumneavoastră îl primiți este disponibil în trei limbi. La noi pe site. În limba română, limba rusă, limba engleză. Unii localități au nevoie de varianta în limba rusă acesta. Noi avem diferite localități ale țării. Ne recomandăm, nu avem variantă printată, din păcate. Ne recomandăm să intri pe site. El a comis într-o variantă frumoasă de la printer. Pentru că când faci copii din carte, dumneavoastră știți cum ele se primesc. Nu chiar reușesc. Acolo este varianta electronică. Mai mult ca de dumneavoastră, nu aveți nevoie de, în munca de zi cu zi, de informația din toate capitolele, privind implantul, privind metodele pe care nu dispuneți. De aceea, scoateți la printer 6-7 capitole, 10-15 pagini, nu este atât de mult, pentru că să aibă fiecare medic de familie de la dumneavoastră din teritoriu. Pentru ca să ne putem descurca cu toate aceste instrumente, mai ales cu acest, acest disc interesant, avem nevoie să cunoaștem toate lucrurile. Toate stările din ghid, cuvântul stă, înțelegem orice și patologie, dar și stare fiziologică. Stare este și diabetul zaharat, stare este și obezitate, dar stare este și fumatul, stare este și starea matrimonială a femeii, căsătorită sau nu, stare este și faptul că este monopară sau monopară. Deci cuvântul stare înseamnă mai multe, deci sub el, dar sunt mai multe noțiuni. Din engleză a fost tradus drept cuvântul condition. Condition înseamnă numai patologie. Da, au tradus colegii din România de stare. Sunt patru stări. Stare pentru care nu există nicio restricție pentru utilizarea metodei contraceptive. Este cifra 1. Și cifra 4 este o stare care reprezintă un risc inacceptabil pentru a fi utilizat. 2 și 3 fiind intermediare. Aceste patru categorii au fost împărțite în două. 1 și 2 ocupăm sub da, metoda poate fi utilizată, iar 3 și 4 sub nu, nu trebuie utilizată. Doar ținem cont de faptul că când avem cifra 3, în general, metoda nu se utilizează. Dar sunt și unele paranteze. Când chiar dacă vom avea 3, metoda uneori poate fi utilizată atunci când riscurile unei sarcini sunt mai mari decât riscurile utilizării contraceptivului într-o anumită stare. Haideți să vedem împreună, dumneavoastră, unde 2 și 1 înseamnă că metoda poate fi utilizată. Eu vă propun să răspundem la întrebarea dacă femeilor cu obezitate le putem administra sau ce metode de contracepție le putem administra. Haideți dumneavoastră, care? Aici, practic, cred că e accesibil, începând dacă nu am dispozitivul implantaje, depo-provera, inclusive numai din orice stachet, asta e indicația în multe, și pe loc de combinație POC, adică în general tot putem utiliza. Bine, și haideți să mai vedem încă o situație. Hipertensiune arterială, așa să vedem. Despre hipertensiune, haideți că... Bine, haideți hipertensiune, ca să vă merg în întâmpinare. Dar care? 140-159? Da. Bine, 140-159. Poftim dumneavoastră și spuneți-vă. Deci, inversul la disc, capa înseamnă aceeași categorii se aplică în cazul hipertensiunii controlate adecvat, da? Așa. Da? Da, haideți să ne abstracționăm până ce spuneți așa. Deci noi putem să propunem dispozitiv intrauterin cu cuplul și implant. Haideți dumneavoastră să găsiți, eu mă bucur foarte mult. Spuneți-mi, vă rog, care este... Deci, hepatita virală cronică, spus, da? Da, pagina 331. Da. Hepatita virală cronică, hepatita virală... Prima coloniță, aici, este aici. Prima coloniță este...
Contraceptivele orale combinate este prima coloniță. În intersecție cu forma acută. Ce cifră este? 34. Forma acută. 34. Noi vorbim de cronic. Da, nu e corect. Dumneavoastră căutați asta, eu fac preambul și la cronic. Așa, ca să nu fie neînțelegeri din primul exercițiu. Dacă scoate o clipă de atunci. Deci, dacă v-ați întrebat... Contraceptivele orale combinate în prima coloniță. Pentru cei care n-au înțeles, eu știu că majoritatea au înțeles, dar pentru cei ce nu au înțeles, nu o să întrebe. De ce? Eu mai repet o dată. Prima coloniță este contraceptivele orale combinate. Următoarele coloniță sunt contraceptivele injectate și așa mai departe. Ne uităm întotdeauna intersecția dintre aceste două coloniță. La forma acută sau în amputizare, este cifra 3 sau 4, ceea ce înseamnă că categoric va fi utilizat. În ceea ce privește forma cronică, este cifra 1, nici nu-i măcar 2, adică poate fi utilizată și în absolut fără nicio problemă. Ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, deci, în cazul de hepatită virală cronică, scârmiște practic toate metodele, numai pilulele pentru contracepție de urgență e pus proce. Înseamnă că... Dar ce e permanent? Așa e, da? Deci, permite și COC, și copus, permite și injectabile, și plasturile, și pilulele, și când am ajuns la pilulele pentru urgență, e făcută în spate și sterilizarea feminină. Categoric interzis, ați spune 4. Uneori este cifra 3. Înseamnă că uneori sunt simulații. Pentru că dumneavoastră continuă tratamentul. Mai ales dacă dumneavoastră deja știți că ea o să-și revină din situația asta într-o zi două. Administrarea la oricare tratament. Dacă dumneavoastră știți că tratamentul acesta îți durează o lună și două zi, atunci dumneavoastră opriți administrarea de contraceptive orale combinate. Femeia este eligibilă pentru metodă, dar se recomandă de a nu fi utilizată în forma acută. Ceea ce înseamnă că dacă dumneavoastră și-o să utilizați, risc pentru viața pacientului nu este, cu cifra 1. Dar nu recomandă de a fi utilizat în forme acute. Și, în general, majoritatea formelor acute nu se recomandă de a fi utilizate metode. Foarte bună întrebare am primit referitor la oprirea contraceptivelor orale combinate. În general, noi străduim ce nu s-ar întâmpla, în afară de niște forme severe, grave, că pacientul deja nu mai poate, pur și simplu, administra pe rost pastile, să nu oprească administrarea copurilor în mijlocul lunii. Dacă dumneavoastră este în ziua 20 și chiar ați identificat care e hepatită virală acutizare, da. Dacă dumneavoastră le oprește cu câteva zile mai înainte, ziua 15, zile, evident că o să debuteze o sângerare, o hemoragie. Dumneavoastră este pe diverse tratamente în acel moment. Poate să nu fie ocupată această hemoragie, poate să provoace și o mai mare problemă. Nu este absolut nicio problemă dacă ea termină de băut 5-6 pastile de pom, care conțin doze foarte mici de tine estradiol și progestativ. Deci luna trebuie finalizată până la sfârșit, până la 21 de pastile. Da, luna sau ciclu sau blisterul sau folie, așa se mai numește. Ce nu s-ar întâmpla, folia trebuie întotdeauna finalizată până la sfârșit. Acum, haideți să mai vedem răspuns și să încercăm să căutăm și la altă întrebare. Într-o acest lucru vreau să vă spun structura acestui ghid mai întâi. El este structurat în felul următor. Sunt 20 ceva de capitole. Fiecare capitol este metodă de contracepție separată. Începem cu contraceptivele orale combinate și așa mai departe. Iar fiecare capitol, ce metodă de contracepție, care metodă nu s-ar vorbi, este structurat după următoarea formă. Ce este metoda de contracepție, cât de eficientă este, răspunde la întrebarea despre efecte secundare, beneficii și riscuri pentru sănătate. Este un capitol foarte frumos la fiecare metodă de corectare a miturilor care sunt. Și dumneavoastră puteți deschide și cu ușurință să-i spuneți femeiei că asta este un mit și nu este adevărat, o să explicați mai jos. Să vedeți care sunt criteriile medicale de eligibilitate pentru fiecare metodă. Să vedeți cum se utilizează metoda. Adică este scris foarte clar, dacă e vorba de contraceptive orale combinate, cum se iau în fiecare zi, la aceeași oră, ce înseamnă 21 de pastile, ce înseamnă 28 de pastile și așa mai departe. Este explicat foarte clar și în limbaj foarte simplu.
În caz de apariția unor probleme, cu ușurință puteți deschide capitolul management și acolo sunt descrise problemele care pot apărea la utilizarea unei metode. Și vă asigur că oricare problemă n-ar avea o femeie, răspuns veți găsi aici. Dacă este coc și vine și vă spune care e greață, deschideți aici, la capitolul coc, managementul problemelor, întrebarea greață și acolo o să fie scris foarte simplu. Dacă pacientul are greață, sfătuiți-o să nu administreze pastile de dimineață, dar să le administreze la aceeași oră, dar după masă sau înainte de somn. Da, înainte de somn. Deci niște sfaturi foarte simple și foarte, foarte practice. Și la final este o secțiune de întrebări-răspunsuri. Sunt așa niște întrebări pe care în general le au femeile și întrebările pe care le au femeile noastre coincid cu întrebările pe care le au femeile în întreaga lume. Așa că veți găsi răspuns la această întrebare. Acum haideți să vedem cât de eficient este dispozitivul intrauterin, să încercăm să găsim răspuns în carte. Pagina 131, domnul doctor, a găsit-o. Deschidem pagina 131. Cine a găsit, poate citi. E de eficient? Da, da, cine? Care mai, puțin, mai puțin de o sarcină la 100 de femei în timpul primului an de utilizare a dispozitivului, de la 6 până la 8 sarcini la 1000 de femei. Aceasta înseamnă că 992 până la 994 din 1000 utilizează DIU, nu vor rămâne însărcinate. Asta este o informație foarte scurtă. Dar aveți nevoie să găsiți răspuns la această întrebare? Dumneavoastră găsiți aici. Clar că aici este situația așa, în ansamblu redată. Eu nu știu dacă întreabă femeile această informație, dacă aveți nevoie de ea. Poate unii își întreabă, poate pe unii puteți consilia în acest mod. Eu cred că aceste cifre sunt importante de a fi luate în calcul. Asta a fost tot despre privirea de ansamblu asupra metodelor contraceptive.